Liviu Ciulei, unul dintre titanii scenei și filmului românesc, s-a născut la 7 iulie 1923 la București. A studiat teatru la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București, dar a obținut o licență și în arhitectură. A debutat ca actor în 1945 la Teatrul Mic, în piesa Încătușarea, după piesa Animal Kingdom, scrisă de Philip Barry. Apoi s-a alăturat echipei Teatrului Municipal din București, Teatrul Bulandra de astăzi, unde a debutat ca regizor în 1957, punând în scenă Omul care aduce ploaia de Richard Nash. În 1961 a devenit celebru pentru o punere în scenă total, originală a piesei Cum vă place, a lui Shakespeare. A mai montat, printre altele, opera de trei parale de Bertolt Brecht, O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, Azilul de noapte de Maxim Gorki, Leons și Lena de Georg Büchner, Elisabeta I de Paul Foster. A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, între anii 1963 și 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera Revizorul, montată de Lucian Pintilie, care a fost interzisă de a mai fi reprezentată după doar câteva spectacole. Sub conducerea sa, Teatrul Bulandra devenise cea mai importantă instituție teatrală a vremii, nu doar în România, acolo lucrând practic în același timp mari regizori de teatru ca David Esrig, Lucian Pintilie și Radu Penciulescu. Liviu Ciulei a debutat în Statele Unite ale Americii în 1974 la Arena Stage din Washington. A părăsit România în anul 1980 și a lucrat în multe țări din Europa, precum și în Statele Unite ale Americii, Canada și Australia. A fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis, iar din 1986 profesor de teatru la Columbia University și New York University în New York City. S-a întors în țară după 1989, regizând o serie de piese celebre. A fost numit director de onoare al Teatrului Bulandra. A realizat în cariera sa scenografia a 125 de spectacole și a regizat 20 de filme. Ca arhitect în afara scenografiilor majorității pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucția auditoriului Teatrului Bulandra, precum și a altor teatre, ca sălile studio ale teatrelor din Târgu Mureș și Pitești. Marea iubire a lui Liviu Ciulei a fost marea actriță Clodi Bertola, pe care a cunoscut-o în 1945. După o primă căsătorie care a eșuat, Clodi Bertola s-a căsătorit cu Liviu Ciulei, iar amănuntul că ea era cu 10 ani mai mare nu a contat. Împreună au format în 1947 prima trupă a Teatrului Odeon, iar povestea lor de dragoste a fost marcată de succese profesionale remarcabile, dar și de repercursiunile regimului comunist. Maestrul Liviu Ciulei a încetat din viață la 25 octombrie 2011 la München. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.